Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vă propun în această seară o discuție despre mass media, o discuție care pleacă de la o declarație recentă venită din spațiul politic, probabil că o știți, o vom comenta, dar mă grăbesc să le introduc în discuție pe invitații mei. Ei reprezintă trei proiecte media, trei proiecte de comunicare. Elena Calistru, Vine din societatea civilă, dar s-a implicat uh, în, uh, și în proiecte de comunicare. Îl avem uh, în studioul nostru uh, pe uh, Mihai Duță. El reprezintă uh, publicația Newsic uh, România, publicație pe care o găsiți și în print, uh, și în online. Cristian Pantazi, G4 Media, o uh, publicație electronică de dată uh, destul de recentă. Ei sunt invitații noștri în această seară și vom pleca de la discuția despre media lansată în spațiu public atât de Dan Voiculescu, dar apoi și de liderul PSD Liviu Dragnea. Ei au cerut, unul după celălalt, guvernului și serviciilor secrete, să verifice publicații online G4 Media Cristian Pantazi a fost nominalizată acolo, ești pe listă, ca, dar și și, ca și Newsweek, dar și alte uh, publicații uh, online uh, pentru a fi verificate asupra surselor de finanțare, asupra, mă rog, activităților lor. Un uh, mesaj pe care eu unul și poate. Elena Calistru, Mihai Duț, Cristian Pantazi, ne mă veți contrazice? Eu nu l-am auzit de când fac presă și fac presă de imediat după revoluție, nici de la Ion uh, nici de la Traian Băsescu, nici de la alți lideri care au avut parte de critici dure uh, din mass-media, nu contează, justificate, nu asta e altă, dar au avut războaie cu, cu presa. Păi nu, e un mesaj venit de la un fost nu securist. E un mesaj venit de la dar un fost vorbim? securist către, către serviciile secrete. Dar omul cred că nu realizează că lucrurile s-au schimbat. Mai grav decât mesajul lui Dan Voiculescu, mai grav mi s-a părut reacția lui Liviu Dragnea. Păi despre asta vorbim. Deci asta mi s-a părut... Sigur, vorbim acum, de lideri politici, care au avut ciocniri cu mass media, Mihai Nu Mai puțin au avut ciocniri cu mass media, dar toate toate organizațiile de presă, să le spun, toate publicațiile pomenite de către Dan Voiculescu, le urmăresc mai puțin, poate uh, și nu mă feresc deloc să spun de DAC News sau de Comisar. Sunt două publicații care cred că au fost puse acolo doar pentru a da așa o conotație negativă celorlalte publicații care fac uh, presă ca la carte, respectând toate, toate normele de presă, toate regulile de presă. Eu am, urmăresc și celelalte publicații la fel cum și ei ne urmăresc pe noi. Sunt respectate acolo toate regulile de presă, dar toate publicațiile astea au fost critice la adresa guvernului și în special la adresa lui Liviu Dragnea. Însă niciuna dintre ele nu a depășit măsura bunului sim sau nu am văzut, din punctul de vedere, nu am văzut articole scrise fără probe și fără a fi cerut părerea celui acuzat, așa că eu cred că au fost respectate toate regulile de presă de către uh, publicațiile pomenite de Liviu Dragnea. Pe de altă parte, haideți să cerem, da, să cerem, putem cere și noi verificarea surselor de finanțare a publicațiilor și posturilor TV a lui Dan Voiculescu. N-am văzut să vină Dan Voiculescu să spună, uite, aveți aici, păi, puteți să vedeți, un patronat, uh, să la noi tot ce se întâmplă și acum vreau să... Uh, mi se pare iar o o acuzație nefondată atâta timp cât eu știu foarte bine, la fel cum sigur știu, știu și colegii de la G4 cât de greu e să faci cu o mână de oameni să faci în ziua de astăzi presă și să încerci să rămâi pe piața asta, care din păcate este dominată de publicații care, sunt, care trăiesc din bani de la stat, o știm cu toții, sunt, vedem reclamele de la stat Atât în publicații online, cât și în zona de video și zona de, zona de TV. E foarte greu cu resurse puține să rămâi și să intri pe, pe această piață. Desigur, avem conturile, eu vorbesc acum despre Newsweek România, vizibilă a NAF, cred că nu numai că poate, are și obligația de a verifica în principiu toate firmele și plata tuturor taxelor și impozitorilor, nu avem absolut nimic nimic de ascuns, sursele noastre de finanțare sunt publice dacă vreți, Cred le vedeți că... în paginile din revistă sau pe, pe aș, site da, aș, aș adăuga un lucru, că ceea ce a exprimat uh, Dan Voiculescu ridicându-i mingea la fileul lui Liviu Dragnea, e de fapt continuarea nu e o noutate pentru noi, e continuarea unei politici uh, sau unei atitudini care s a înrădăcinat foarte puternic în interiorul PSD în ultimul an și jumătate de când au venit la putere. Vă dau doar câteva exemple de dată recentă. Anul trecut, controle ale ANAF, controle abuzive ale ANAF în redacțiile Hot și Rice Project, ce să vezi la o lună după ce ambele redacții uh, exact. publicaseră Uh, anchete extrem de bine documentate despre afacerile lui Liviu Dragnea în speță insula Belina afacerile din Brazilia uh, acum o, o săptămână un senator al cărui nume, senatorul PSD al cărui nume nu spune nimic tit uh, Brăiloiu, un tip cu uh, facultatea terminată când noi ne pregătim de pensie când lumea obișnuită se pregătește de pensie uh, cerea nici mai mult nici mai puțin decât controlul Facebook-ului Liviu Dragnea însuși rog, a mai avut... Sunt, uh, sunt uh, niște inițiative personale... Atenție! Care... N-au fost rog. niciodată dezavoate de partid. Liviu, Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae, anul trecut, proiect de lege prin care nu făceau decât să traducă ceea ce a spus acum Liviu Dragnea să birocratizeze la maxim activitatea ONG-urilor, asociațiilor și fundațiilor, să le nece în proceduri care n-ar face altceva decât să le desfințeze de facto. Dacă, o, dacă o, un ONG, cum este uh, ONG-ul care editează G4 Media, ar trebui să facă... Deci voi suntem sute... o organizație sunt un ONG care editează... Nu știu este o societate. Sigur că Ma, da. Avem, avem și da. noi... Avem, e, e societatea care editează știu și avem și noi o... Un ONG, de da? Succesit, de da, succesiv. Deci, da, ce, 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 ce vedem noi, de fapt, este o uh, unitate de gândire care ne temem că se va transforma în unitate de acțiune din partea acestui partid, ale cărui uh, reflexe totalitare le speram, dis, uh, le speram trecute, dar pe care le vedem tot mai prezente. Uh, și tot mai, cu accente tot mai dure în această perioadă. Elena Calistru, mulțumesc că Cristi Pantazi. Elena Calistru, uh, voi la Funky Citizen s a spornit de mai multă vreme un, acel proiect de comunicare publică, de verificare a afirmațiilor apărute în spațiul public, fact checking. Uh, cum funcționează, cum se organizează și până la urmă cine plătește? Pentru că asta e curiozitatea care văd că... Cred că aici trebuie privit un pic, trebuie făcut pasul în urmă și privit imaginea de ansamblu, pentru că marea majoritate a publicațiilor, fie din zona societății civile, fie din zona media, apărute recent, se bazează ca formă de organizare juridică pe această formulă, asociație, ONG, cum le place unora de la putere să, le, să ne spună. Poate că doar la tot să spunem. De exact. Um, motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că, în termen de resurse, aflate în piață pentru uh, proiecte care uh, să informeze publicul corect, stăm foarte, foarte prost. De aceea, marea majoritate a organizațiilor preferă această formă, asociația, pentru a putea accesa surse de finanțare de tipul granturilor sau uh, pentru a putea primi donații. Sunt două motive foarte, foarte simple, care au legătură strict cu partea de finanțare, din punctul meu de vedere, și cu un model de business nou în media, nu este numai în România acest trend, care, din punctul meu de vedere, arată o însănătoșire. A, a mediului în sănătășirea societății civile. De ce? Pentru că înseamnă că oamenii aceia nu se mai bazează doar pe niște uh, proprietari obscuri sau uh, la vedere care își urmăresc interesele proprii prin acel trust media sau prin acel proiect editorial, ci se bazează pe un mix de uh, surse de finanțare. Granturile pe care de obicei le, le accesează. Asociațiile acestea, știu că și g media și Rise Project și uh, uh, alte publicații au forma de organizare as ca asociație. Uh, sunt granturi competitive. Aplică pentru niște aplică proiecte pentru finanțate niște proiecte, exact, de niște organizații de, sau state străine sau, pentru exact. că a fost aceea poveste cu Rice Project care primea bani din Olanda, ce să vezi? Din Olanda ce din vorba? program da. de cooperare elvețian, este o altă sursă de finanțare. La exact. mă, totul la vedere. Nu, totul la vedere. E, e foarte e mai e, mult și mai controlat strict. Și controlat strict, vă spun că cel puțin în experiența noastră în momentul în care primești o finanțare de la, de la un astfel de uh, Donator, treci prin rapoarte intermediare lunare, prin audit, prin o, o sumedenie de verificări și răzverificări. Toate aceste lucruri fiind transparente. Confirm pentru că și noi aici, la RFI, am accesat astfel de proiecte, unele cu bani europeni, direct de la mm -hmm. Bruxelles sau din alte surse, și, într-adevăr, e o birocrație, în spate, uh, foarte serioasă. Aș mai dăgă un lucru dacă se poate uh, lega de aceste proiecte finanțate de uh, uh, din străinătate uh, unul la mână ele sunt acceptate de România există agremente există contracte chiar cum este pentru fondurile norvegiene sau uh -huh. pentru fondurile elvețiene, nu mai vorbim de cele care vin de la Comisia Europeană. Deci statul deci, român și a statului dat, instituțiile statului absolut, astfel de fonduri, exact. arică... de deci, statul român și a dat acceptul formal pentru ca acest tip de programe să fie derulate în România 1. Doi, statul român însuși derulează astfel de proiecte în străinătate, finanțează uh, proiecte editoriale, proiecte mediatice în țările în care are interes, că e vorba de țările din imediata apropiere în Republica există Moldova e, Republica Europa. Moldova, în Serbia, în Ucraina și așa mai departe. Adică atunci când statul român 1 acceptă genul ăsta de uh, uh, finanțare, genul ăsta de comportament economic, să-i spunem, din partea unor parteneri, 2, când statul român însuși face lucrul ăsta. E absurd să te îndrepți împotriva unor entități private, ONG-uri, mass media, care accesează genul ăsta de finanțare. Dar, este o, din punctul meu de vedere, este o vânătoare de vrăjitoare care vine din preluarea unor retorici din, pe care le vedem în întreaga regiune, pornite undeva de prin Estul Sălbatic și ajunse via Turcia, Ungaria până în vecinătatea noastră și pe lângă această retorică împrumutată cred eu, putem vedea aici și o necunoaștere a fenomenului. Oamenii ăștia nu înțeleg. Auzim adesea că o să, să scăpăm de ONG-urile, -uri, ONG mă scuzați, de utilitate publică, să se vadă finanțarea, să se vadă finanțarea la instituțiile media, la uh, rezist, la uh, toți oamenii aceștia. Eu, eu cred, sincer, că ei nu înțeleg mecanismele uh, de funcționare într-o societate super competitivă, într-o lume în care media nu se mai poate susține. Din, din resursele tradiționale că puține mai publicații mai vând uh, uh, exemplare și se uh, se pot Și nu ține. numai la noi. Exact, adică de e un fenomen e independent. e un fenomen, da, da, asta e un e fenomen global punctat. și cred că trebuie trebuie înțeles acest lucru. Plus, că mie mi se pare că uh, formulele acestea noi Arată un lucru foarte important și anume că se bazează într-o măsură foarte mare pe ceea ce vine din donațiile cititorilor și dintr-un soi de comunitate care, care se creează în jurul acestor publicații. Iar eu cred că de fapt, ce deranjează dincolo de critică pe acești oameni este faptul că aceste comunități chiar susțin acele trusturi media sau, mă rog, publicații, proiecte media sau or, organizațiile societății civile și că acele comunități da, sunt niște comunități care pe baza celor informații câteodată se vor revolta împotriva lor. Și ei nu pot controla acest, această, acest tip de publicație independentă publicație generic, că e ziar, da, 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 că e radio și așa. De fapt, da, deja asta e un mix e pentru că nu mai pot să o publicație Ați, pe să un, un, -un mediu. Să, să spunem acele titluri independente. Da. Asta e de fapt asta e ceea ce îi nebunește. Faptul că în ciuda controlelor abuzive trimise de la ANAF, de la Inspecția Muncii, de unde mai controlează ei instituții, în ciuda scoaterii acestor titluri independente din piața de advertising, într-o formă sau alta, prin distorsionarea pieței. Poate vom avea timp să discutăm. În ciuda uh, tentativelor repetate de intimidare, de amenințare, că sunt publice ca sau că sunt în privat, ei văd cum aceste titluri și acești ziariști care stau în, în spatele uh, titlurilor, uh, independente, continuă să-și facă treaba. Asta îi nebunește. Ei nu înțeleg cum de oamenii ăștia nu pot fi corupți, cum noi suntem probabil o mână de oameni în toată țara. Uh, uh, nu putem fi corupți și atunci trec la tactica următoare. Amenințările publice, tentativele de, uh, de intimidare uh, și tentativele de discreditare. Pentru că asta este pentru ei o miză uriașă. Da, discreditarea cu siguranță că e o miză. Sunt la de Criptaj, sunt Ovidiu Nahoi, discutăm despre presă, despre amenințările care planează asupra unor proiecte independente, amenințări care au venit recente dinspre spațiul politic și noi trebuie să punctăm acest lucru. Discutăm cu Elena Calistru de la Funky Citizens, discutăm cu Cristian Pantazii de la G4 Media și cu Mihai Duță de la Newsweek România. Vorbea Cristian Pantazi despre piața de publicitate, despre anumite distorsiuni. Presa independentă este în mod clar legată de piața de publicitate. Nu se poate una fără alta. La ce te referai, Cristian Pantazi și după aia vom comenta? Făcea Mihai, referire mai devreme la uh, modul în care funcționează trustul uh, fondat de Dan Voiculescu, uh, cel care are o decizie definitivă de colaborare cu securitatea ca poliție politică și o decizie definitivă în instanță de condamnare pentru uh, 10 ani de închisoare uh, din cauza corupției. E bine el a fondat un trust care uh, alături de alte trusturi cum a fost cel al lui Vântu pe vremuri cum este cel al lui uh, Sebastian Ghiță acum reușesc să distorsioneze piața de publicitate ai dovezi în acest sens? sigur că da uh, de ce. Dovezile apar în, în, în monitorizările de la CNA, în care veți vedea sute de reclame din zona de stat. Companii de stat, instituții de stat și așa mai departe, că vorbim de companiile unor ministere, că vorbim de. Uh, instituții, agenții sub, uh, guvernamentale sau că vorbim de instituții și companii ale Consiliului, Local, Consiliului General A, asta scuze al Municipiului București. Vreau să de parteneriatele, da. uh, duc, parteneriatele cu da. Primăria Capitalei. Exact. Se da? duc, se scurg înspre genul acesta de presă milioane de euro anual din banii contribuabililor. Media onestă Uh, uh, ziarele, televiziunile, radiourile oneste, încearcă să se independente, încearcă să se țină cât mai mult departe, chiar total, de acest gen de bani. E scris în, e, e scris în, în codul nostru etic. Da, până da. la urmă... Asta este o distorsiune a pieței. De ce? Da, până la urmă, dacă da. de faptul că uh, acesta este o opinie pe care uh, da. voi, ca jurnaliști, uh, vă asumați aici, la RFI, până la urmă, poate veni întrebarea dar ce e rău să accesezi un program care până la urmă este public al unei primării care vrea să comunice și vrea să aibă niște parteneri. E rău atunci când în, pe lângă contractul scris dintre primărie sau dintre minister sau dintre agenția guvernamentală și instituția de presă apare și o înțelegere nescrisă în care acei bani sunt condiționați de o atitudine binevoito binevoitoare a redacției. Da, și asta iarăși, vedem. iarăși ar trebui să Sigur întreb asupra da. probelor. Sigur și, că da. Probele și... La fel, Numărați numărul, numărați știrile răuvoitoare la adresa unor primării, că primării din București de sector, primăria generală sau la adresa unor ministere. Vă dau un singur exemplu, Ministerul Agriculturii, de la Antena 3 și Antena 1 din ultimii doi ani. Și să-mi spuneți dumneavoastră dacă găsiți mai mult de 3 statistica, deci Statistic, în într-un oraș doar. ca Bucureștiul, într-o țară devastată de uh, uh, criza uh, pestei porcine africane, uh, să nu găsești știri negative despre două personaje principale în cele două, este uh, cel puțin stranie. Poți să, să iei uh, vremurile trecute în care... Uh, Organizațiile, organismele de presă ale lui Dan Voiculescu Erau în opoziție păi Dacă Absolut. se întâmplă asta în regimul Din regimul lui Boc da, mame, Era da, un da, măcer da. cum mor copii Mor porci și, și cum se distorsionează da, piața Imaginați-vă că sunteți la concurență Radio RFI Cu un radio uh, care Beneficiază și de tipul ăsta de finanțare Cine își va permite Să dea salarii mai bune oamenilor rfi ul sau radioul concurent care beneficia? cred că e clară, da? Și așa, așa se pe Cine cine, cine -și va permite aparatură tehnică, microfoane mai bune, uh, camere de luat vederi. Cred că răspunsul e clar. Cine va avea mai mult succes când va încerca să atragă de pe piața liberă a radiourilor uh, un un moderator sau un ziarist foarte bun, RFI sau ziar, uh, sau radioul concurent. Cred că e clar. Elena Calistru, poate societatea civilă să intervină aici și să ceară mai multă transparență? Pentru că despre asta e vorba. Problema e un pic mai complicată, pentru că, dincolo de faptul că există aceste uh, potențiale distorsiuni, discuția e, în primul rând, sau ar trebui să fie, în primul rând, legată de cum anume se alocă acele uh, resurse și dacă vorbim acolo de licitații deschise, transparente, sau dacă sunt în încredințe directe. Uh, intuiția mea, nu am făcut o statistică pe asta, dar intuiția mea este că, probabil fiind uh, sub pragul pentru care trebuie făcută o licitație publică, acele vorbim de niște contracte uh, încredințate direct. Eu, eu n-am auzit nicio licitație a vreo instituții de stat să spună domne, uh, organizăm o licitație cu mai mult... E, pentru mai... servicii, de publicitate, de, servicii existau, de publicitate existau în vremea în care făceau aceste licitații pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Trebuie să spunem acestea. Aici e obligatoriu. Exact. Dar la un moment dat a existat uh, o prevedere care nu știu dacă s-a și aplicat după 2004, în da. care s-a încercat o transparentizare Asta să, a fluxurilor uh, financiare exact. dinspre stat către media. Și mai ales în în timpul crizei economice, când au fost luate măsurile de austeritate, la capitolul bugetar de uh, reprezentare și protocol, acolo unde se bagă de obicei banii pentru contractele de publicitate, uh, sursele de finanțare s-au redus drastic, după care au început iarăși să crească. Problema acolo, din punctul meu de vedere, este că. Nici măcar organizațiile care înainte făceau monitorizarea presei sau uh, cumva se uitau la care este starea uh, finanțării uh, presei și așa mai departe, nu mai au resursele să facă aceste lucruri. Uh, în absența unei monitorizări uh, bune putem doar să intuim sau să recunoaștem niște comportamente. Iar ce se întâmplă acum la nivel național, din punctul meu de vedere, este la scală, scară generalizată uh, comportamentul pe care îl vedeam la nivel local. La nivel local, și pe chestiunea aceasta, există studii de la Active Watch până la Reporter Fără Frontiere, când acopereau starea presei din România. Spuneau, domnule, la nivel local presa supraviețuia strict din aceste contracte pe care era dependentă de aceste contracte pe care le aveau cu primăriile și în felul acesta era ținută captivă cumva în... Nu putea să scrie rău despre primar sau consiliul județean Exact. Acum ce vedem este practic scalarea acestui tip de comportament la nivel național sau la nivelul Bucureștiului unde de obicei nu aveam genul acesta de comportament pentru simplu fapt că economic vorbind Bucureștiul um, avea o diversitate mai mare. E, problema principală din punctul ăsta de vedere este, cred eu, faptul că Uh, nu avem nici resursele să ne uităm la asta și este, devine din ce în ce mai greu pentru uh, publicații sau pentru proiectele media să se țină deoparte de asta dacă într-adevăr vor să supraviețuiască. Trebuie gândite și regândite uh, mecanismele. Iar uh, în momentul în care, într-adevăr, uh, problema cea mai mare este că Efectul este acela de furie, de frustrare din partea decidenților care nu mai reușesc să se replice un comportament de uh, mic baron local uh, cu presa independentă din central în acest moment uh, și vedem genul acesta de ieșiri care sunt îngrijorătoare pentru că, dincolo de mesajul transmis, sunt de acord aici cu Cristi Pantazii, e vechi păcatul și nu e Liviu Dragnea primul vinovat. Problema... Sigur a fost și perioada lui Adrian Năstase, unde lucrurile exact. se puneau mult mai dur. Problema cea mai mare este că, pentru o bună perioadă de timp, în preaderarea la Uniunea Europeană și imediat după aderarea la Uniunea Europeană, acest gen de comportament devenise cumva inacceptabil sau se mai ascundeau, se mai. Îndeplineau uh, e... niște criterii, nu își puteau permite exact, să facă adică și ce facă țin, asta. Țineau cumva față. Se, se prefăceau frumos. Exista o anumită uh, civilizație în comportamentul uh, acesta, nu se cuvenea. Să spunem, o asemenea atitudine, vorbind de omul politic, uh, acum nu am auzit. De la pe... un lider politic, oricâtă război a avut el cu presa. Nici pe vremea lui Adrian Stas. Nu, că de aici nu a, niciodată. Nu, niciodată. Nu, să în felul acesta noi. să nu a intrăm în Uniunea Europeană, trebuia să mergem să intrăm în da, NATO. Asta, problema, de limite. fapt, aici este, în, în ceea ce ține de discursul public și felul în care sunt atacate instituții media, este doar un exemplu. Uh, am trecut de la un, o situație în care nu era frumos să fii. Uh, nu știu, uh, homofob, să arăți cu degetul sau să faci lucruri de genul acesta, nu era frumos, poate le credeai, dar nu le ziceai în public sau aceste lucruri erau undeva într-o extremă a discursului public, au ajuns să transmitem, să, să luăm toate aceste discursuri, să le punem în mainstream, în, în discursul acceptabil. Iar pentru mine asta este îngrijorător, că au ajuns aceste taburi uh, ce țin de civilizație să devină uh, regulă. Sunteți la RFI, sunt Ovidiu Nahoi, suntem împreună la Decriptaj, vorbim despre media independentă, vorbim despre constrângeri și amenințări la adresa mediei independente. Elena Calistru de la Funky Citizens, Mihai Duț de la Newsweek România și Cristian Fantazii de la G4 Media. Vorbim în contextul unor amenințări venite dinspre spațiul politic, sigur cunoașteți acest lucru, am vorbit despre modul în care aceste organizații, care sunt suspecte în ochii unora, se organizează, funcționează, reușesc să-și facă datoria și să asigure ziua de mâine. Am vorbit despre dată piața de publicitate și anumite distorsiuni pe care colegii mei le reclamă pe această piață, și care cumva distorsionează întreaga piață media. Să privim puțin uh, și către uh, viitorul apropiat, uh, să privim la m, îngrijorări și la raza de speranță în ultima parte a emisiunii noastre și pentru că, ladies first, uh, să vorbim cu Elena Calistru. Și pentru că sunt optimistă de serviciu de obicei. Iată, da. <laughs> uh, raza de speranță, din punctul meu de vedere, în toată această situație, stă în uh, atitudinea cititorilor. Nu știu alții cum sunt, dar uh, în momentul în care... Uh, la noi în casă s-a auzit despre aceste declarații. Primul, prima reacție a fost, ok, hai să mai donăm la oamenii ăștia niște niște bani, ceea ce mi se pare că e un comportament cumva de, de reacție la, o, la un atac. De solidaritate. Virulent. De solidaritate, dar nu este solidaritatea de tip caritabil, ci este mai degrabă înțelegerea faptului că dacă vrei informație de calitate... Trebuie să plătești. După cum, dacă vrei, nu știu, o mâncare de calitate, va trebui să plătești un pic mai mult decât uh, e un, nu știu, uh, fast food. Uh, oamenii trebuie să înțeleagă aceste lucruri și cred că mulți dintre ei au început să înțeleagă. Sunt întreși publicați, noi de exemplu, la Factual de-a lungul timpului nu am supraviețuit cu o singură excepție în timpul alegerilor locale, când am avut un migrant. În 2014 până acum nu am avut un proiect pe de finanțare. Numai zis, din donații? Numai din donații. Uh, și uh, am reușit, bine, noi ca organizație facem și alte proiecte și atunci, să zicem, nu, nu supraviețuim din asta. Dar în jurul meu văd foarte multe persoane care au învățat, care de, despre rolul media au înțeles faptul că e importantă și, într-un final, cred că despre asta e vorba. E un, e un soi de maturizare un pic forțată, un pic dureroasă a societății, dar consumatorul român trebuie să înțeleagă. Faptul că și media independentă este un produs în care primești cât ești dispus să investești. Mihai, Duță, îngrijorări și speranțe. Uh, uite, sincer, eu n-am nicio speranță, în momentul de față. Văd lucrurile mergând din ce în ce mai rău, și nu știu unde să ne oprim, pentru că. De fiecare dată am zis că nu se poate mai rău, asta am zis pe vremea lui Năstase. am zis asta pe vremea lui Ponta. Da. Spunam, după Anastase totuși, lucrurile la da, lucruri amința relației politic-media, ca să nu discutăm, da, 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 s-au mai bunătățit. România a intrat în NATO, în da. Uniunea Europeană. Păi, știi, am fost comis până ne-au primit ea în casă și când am intrat la ei în casă, am început să tragem fața de masă, să aruncăm <laughs> hârtiile pe sub masă, să lipim guma sub scaun, chestii din astea. Am început să facem momentul de față. Ce pot să spun că astfel de amenințări mai mult ne mobilizează și că vom merge mai departe indiferent de ce vor crede Voiculescu, Dragnea și alții ca ei și până la urmă știi cum e, că am sport, o să morim cu ei de gât și asta e viața mai departe. Ca într-un sport, sigur, pe care, pe care tu ești foarte legat și în da, care lupta Uh, Știu, lupta da. e foarte dură, dar e fair play În rugby lupta da. e fair play și la sfârșit Ne întâlnim și bem cu toții o bere Aici nu ai cu cine să bei o Berea bere. din păcate pentru că s-ar putea să dea cu halba în cap Cristian Pantazi, M-aș referi o secundă la ce a spus La ce a spus Elena mai devreme Legat de taburile Care au picat și de lucrurile Inacceptabile până acum Câțiva ani care au devenit normă În politică și trebuie spus foarte clar Și fără niciun fel de reținere Că Acestea au început. toate luc Aceste lucruri au apărut în momentul în care uh, Liviu Dragnea, un personaj cu o condamnare penală, uh, a clamat toată puterea în România. Acesta este motivul. Uh, ceea ce până acum 2 ani, 3 ani era inacceptabil și anume ca un om uh, uh, cu condamnare penală, repet, să dețină vreun rol în. Uh, uh, arhitectura politică a, Rom a României acum a devenit dintr-o dată acceptabil. Uh, o mare parte a societății, uh, o parte a societății, din păcate, îl acceptă ca pe un dat. Și de aici decurg, decurge spargerea altor tabouri, precum atacurile la, la presă. Odată ce ai un personaj condamnat penal într-o funcție, a treia funcție în stat și cu o putere uh, formală mult mai mare decât cea acelui de-al treilea personaj Deși funcția politică să spunem, nu presupune o asemenea cantitate de putere. Așa e. Președinte de Camera deputaților. președinte de partid, are putere. Da. baron local a ajuns să trateze toată țara ca pe baronatul lui. Deci din momentul în care a căzut acest tabu care, să recunoaștem, nu prea mai căzut nicăieri în lumea civilizată, Toată situația s-a degradat. Aici, Puține... dacă privim da. către. Nu, nu, nu vorbim da. în afara Uniunii Europene, că ne, da. dacă ne ducem în uh, Rusia sau în Uzbekistan, Sigur. e jale. Sper să nu, ne, <laughs> să nu dar, începem să ne comparăm. Și în Turcia da. e jale, dar uite, dacă ne uităm în Ungaria. Uh, eu aș zice da, că lumea se îndreaptă acolo. Din păcate si... pentru noi ca societate. Ok, dar în momentul ăsta vorbim de, de România. Era inacceptabil, inacceptabil până acum 2-3 ani să avem o asemenea da, situație. Da, dar da. erau niște linii roșii. Erau uh, niște linii roșii. Ele au căzut cu, toat, cu toatele în momentul ăsta. Uh, avem atacuri la presă care se petrec tot mai des, atacuri la societatea civilă, un limbaj de o violență, un limbaj folosit de politicieni, de o violență uh, nemai întâlnită, un stil de guvernare pe care nu l-am am avut niciodată, bazat pe violența actului de legiferare și anume ordonanța de urgență, ne aducem -am aminte doar de OUG 13 și alte zeci de ordonanțe de urgență prin care s-au modificat radical domenii întregi, cum a fost cea cu salarizarea, trecerea contribuțiilor dintr-o parte în alta fără dezbatere. Nu, nu insist pe ele. Deci, un nivel de violență, de limbaj și de acțiune cum România nu a cunoscut până acum. În ceea ce privește viitorul, și dacă sunt raze de speranțe. Ceva mai optimist decât Mihai aș zice că există în momentul ăsta fără îndoială un o maturizare rapidă a publicului, nu doar publicul din intern, ci și publicul cititor din extern. Se vede de altfel că România este diferită de țările din jur. Uitați-vă la apatia societăților din Bulgaria, a societății din Ungaria. Chiar din Ungaria? Din Ungaria, acolo În este Polonia un au mai fost ceva, pentru că, că polonezii sunt mai e, e, exact energici. Uh, Uitați-vă totuși că avem o reacție extrem de puternică a societății în România față de aceste abuzuri. Uh, cum spunea Elena... Uh, au fost uh, mulți oameni în fața cărora ne, 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 ne scoatem pălăria care au înțeles să fie solidar cu redacțiile noastre, așa cum au putut. Unii prin donații, unii prin ieșiri publice, alții prin uh, 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 apeluri și așa mai departe, oameni în care s-a deșteptat această conștiință civică. Eu un am... un lucru ca da. că ai adus aminte și nu vreau să... Te rog, mie, hai, Azi, ai văzut cumva o reacție a opoziției? Da, au existat. Au da, existat. Da, o da. reacție da. de partid, așa, o reacție în care să spună, nu știu, PNL-ul să vină să spună, băi, e inacceptabil ce se întâmplă. Uh... nu prea am văzut. Au ieșit așa nu... care, care, prin... Nu, nu Cred că, că au fost... A... Să, da. să, să, ne, setăm niște așteptări corecte în privința opoziției. Foarte corect. Deocamdată, Deocamdată, deocamdată ratarea acestor momente din partea unor partide ale opoziției se va decanta în timp și vom vedea rezultatele la alegeri. Sunt absolut convins că acele partide care sunt tot mai apropiate de cauzele reale ale uh, cetățenilor, ale societății civile, uh, vor avea un plus la cele patru alegeri care ne așteaptă în următorii de doi ani. Deja nu putem sondajele și deja exact, încep exact, să Exact. Să exact. Uh, deci eu am toată încrederea că lucrurile se vor schimba uh, încet încet poate poate chiar mai degrabă decât ne imaginăm uh, și că o societate atât de vibrantă cum e cea românească repet mult peste energia pe care o văd în țările din jur nu va putea îndura prea mult timp ceea ce se, se întâmplă acum. Cu această abordare optimistă încurajatoare Închidem discuția din această seară. Mulțumesc Elena Calistru, mulțumesc Cristian Pantazi, mulțumesc Mihai Duță. A fost o discuție despre media independentă și despre amenințările care planează asupra ei, dar încheiată într-o notă de speranță. Sunt Ovidiu Nahoi, vă aștept și joia viitoare la decriptaj. Până atunci, să auzim doar de bine!